Memoriile generalului Baron de Marbeau, de departe, dar de departe, cele mai tari memorii din perioada napoleoneană și cred eu, în general, ca memorii sunt printre primele 3 sau, nu știu, 5 pe care le-am citit. Suspans, bine scrise, o viață absolut extraordinară și tipul e interesant cum povestește, știe să ducă acțiunea. Și a avut, v-am spus, o viață absolut extraordinară în aceste războaie napoleoniene. Gândiți-vă că a ajuns, a participat aproape la toate marile bătălii. Leipzig, Austerlitz, Waterloo, a fost acolo. Și a fost acolo chiar în punctele centrale ale acțiunii și știe astfel să povestească și de la nivel exact ce se întâmplă la nivelul de jos, la nivelul ierbii, cât și exact din punct de vedere tactic, să spun așa, cum mergeau lucrurile. Făcea parte dintr-o familie de militari, tatălui a fost general și frații lui. Din păcate pentru el, chiar la începutul carierei sale în campania din Italia, în Napoleon, tatăl său și-a pierdut viața la asediu Genovei și a avut ocazia să fie, cum îl chema, ordonanță, să fie ordonanță a mai multor mareșali, a crescut în grad treptat. A servit el, nu Taixuna, că murise la începutul, în 1799 Taixu, da? El, Marbeau, a servit sub Mareșal Augereau, sub Massena, foarte mult, o să vedeți în carte. Și v-am spus, incredibil în cât de multe locuri a ajuns. Deci a făcut campania din Italia, a făcut campania din Spania, din peninsulă, Spania și Portugalia. A ajuns a făcut campania din Rusia. După aceea, la întoarcere, v-am spus, a fost chiar la Leipzig, a făcut campania din Germania, la întoarcere, în 1813. Și a ajuns și la Waterloo. Foarte tare. Să vă dau așa doar două exemple, na, de care era și el foarte mândru când povestește în carte. De exemplu, în timpul unei prime campanii din statele germane, la un moment dat trebuiau să treacă peste un șanț. Să facă un pod soldații și mareșalul spune soldaților, am nevoie de, nu știu, 10 voluntari, ceva genul ăsta, să ducă flânghiile, să le treacă peste șanțul respectiv, problema fiind că germanii erau pe partea cealaltă șanțului și trăgeau în ei. Da? Și, bineînțeles, 10 voluntari fac un pas în față, iau flânghiile, se strâng unii în alții ca să poată să se sprijine când intră în șanțul acela destul de abrupt și să urce pe partea cealaltă, așa că germanii de partea cealaltă îi împușcă foarte rapid. Mareșalul spune din nou, am nevoie de alți 10 voluntari, mai așa, 10 mai fac un pas în față, iau flânghiile, se strâng unii în ceilalți ca să se ajute și se duc în șanț unde sunt împușcați și omorâți de ostașii inamici. Din nou, mareșalul, am nevoie de alți 10 voluntari. În momentul respectiv nu a mai făcut nimeni un pas în față și atunci mareșalul, foarte nervos, a luat el frânghiile, se ducă și atunci, bineînțeles că ordonanțele sale nu putea să lase pe șef, nu așa? Și inclusiv Marbeau a luat și el și hai să treacă ei. Și zice el că lui a venit ideea să nu mai stea toți grămadă într-un loc, astfel să ușureze treaba inamicilor, să îi ochească și s-au dus fiecare pe altă parte și au reușit să treacă șanțul respectiv și să cucerească poziția. Și tot așa, de care era foarte mândru, o altă faptă de arme, la Leipzig, cred, sau, da, nu mai știu exact. La un moment dat, bătălia merge prost pentru francezi și unul din vulturii imperiali, standardul regimentelor franceze imperiale, era pe un deal în depărtare, se rupsese de frontul, de locul în care se ducea bătălia și rezistau, încercau să-l apere încă niște francezi, niște soldați francezi acolo. Și mareșalul sub care slujea în momentul respectiv vede că vulturul este în pericol să fie capturat și îl trimite pe Marbeau să îl, bine, tot așa, trimite pe alții, nu reușește să străbată prin rândurile inamice și Marbeau pleacă și el. Și a văzut că înaintea lui cei care plecase se ucea, scotea sabia, dădea peste primul soldat rus sau ce soați era și se lua la luptă cu el, însă și putea să-l învingă sau nu, dacă îl învingea de cealaltă următorul, se lupta și cu ăla și bineînțeles că fiind foarte mulți nu reușeau să ajungă până la standard.
Marbu a gândit foarte simplu. Bă, mamă, zi, fug până la el și încerc să fug cu el înapoi. Adică, ce se întâmpla? A reușit să facă chestia asta. Psihologia era simplă a soldaților ruși inamici. Băi, îl vedea pe ăsta singur, cu calul trecând și fiecare se gândea, lasă-mă că-l omoară altul din spatele meu. Și nu se lupta cu el, da? Deci dacă Marbot doar n-a scos sabia, nu s-a luptat cu ei, a ajuns până la Stindard, a luat vulturul imperial și a reușit să fugă după aceea, pentru că nici el nu s-a oprit, da? Toți soldații inamici, repet, crezând că o să se ocupe alții de el, pentru că oricum erau foarte, foarte mulți. Oricum, extraordinare, extraordinare memoriile, o să vedeți, v-am spus, pline de suspans, chiar dacă știți istoria cele mai tare. Dacă vă place perioada respectivă, musai, musai să le citiți. Și vă recomand altă carte, Voci din războaiele napoleonene, editată de John E. Lewis.